bună, dragii mei, deci trebuie neapărat să vă povestesc ce s-a întâmplat acum jumătate de oră, să zic. Mă duc la mine în cameră să-mi iau hainele, adică în dressing mai exact. Mi-am ales eu hainele acolo, liniștită. La un moment dat, nu știu ce, am trecut pe acolo, nu știu cum, m-am agățat de ceva și a căzut standerul pe mine. Nu vă imaginați cum este să-ți cadă, nu știu, tata a zis că are câteva tone. Dar a fost oribil. Am încercat să-l țin. 2 tone de haine. Deci o să moară sufocată de hainele ei. Da. Am început să țip. Mami, mami, tată, ajutor! Vă dați seama, ei erau în curte acolo, nu aveau nicio treabă cu viața mea. Și că poți mor liniștită că nu te aude nimeni. Într-un final zic, nu, n-am nicio șansă. Am reușit să evadez din maldărul de haine și m-am dus la ușă, am deschis ușa și l-am strigat pe tata, care n-avea nicio treabă, mătura frunzile și îi spun, tată, vino încoa. De ce, dragă, să vin? Foarte calm. Vino repede că mi s-a răsturnat ăsta. Ce anume ți s-a răsturnat? Știți când sun la 112 și te întreabă toate alea și omul ăla e pe moarte lângă tine și îți ceri să-i spui toată povestea vieții lui? Cam așa era și tata. Era zeng. Zeance. Mă rog, nu băgați în seamă. Așa. Și era la ora de meditație. Da. Lua frunzile. Tu asta făceai. Eram la meditație. Lua frunzile. Mă rog. Și până la urmă a venit. Și ce să gândești el? Eu îi spun ajut-mă să rupsesc și o de-asta o roată. Și îi spun, hai, ajută-mă, nu știu ce, și el ce se gândește, să dea toate hainele alea la o parte. Nu! Nu, da! Mai gândul că trebuie să le pun la loc. Mă luase deja cu transpirații, da? Până la urmă tot ca el a făcut și a ridicat ăla. Și după aia, cine credeți că a pus hainele la loc? Evident că eu. Eu. Mă scuzați. Eu am pus hainele la loc. Eu. Și m-am dus jos și evident că am tras-o pe mami la răspundere și am spus, mă lași să mor, mor în casa mea acolo și nu mă aude nimeni. Și mami, a nu că eu mi-o scam părul. Da. Și că am observat că întârzi, dar m-am gândit ce ar fi să mă aranjez în acest timp repede cât nu vine ea să se pună în baie și nu o să mai am loc și nu știu ce, da. Deci nici nu le puteam să mor acolo, după jumătate de oră cred că venea și că a murit asta, a sufocat de haine. Dar acum să vă spun profeția. Tata. Sau morala. Sau morala, da. Nu mai cumpărați haine că o să muriți sufocate de ele. Ce părere aveți voi despre asta? Eu nu cred. Pur și simplu a fost o întâmplare nefericită. A fost o palmă a lui Dumnezeu. Mi-am cumpărat prea multe haine, auziți? De-au căzut pe mine, m-au sufocat. Cum? Îți dai seama ce moarte ciudată să mori sufocat de hainele tale? No comment. Încă mai sunt șocată de acest eveniment nefericit. Așa că, tată, am nevoie de să-mi dai niște bani ca să-mi cumpăr ceva să-mi treac. Zău? Să mă liniștesc. Să nu uiți. Nu o să uit. Nu uitați, sunt Angelica Păslaru, mă găsiți peste tot. Pe la toate colțurile. Ce așești de obicei? De obicei se ocupă cu cerșitul și o găsiți. Unde aveți nevoie. Depinde, pe la biserici, pe la cimitirii. Acolo-i. O găsiți peste tot. În aer, în apă. În aer, în apă, în tot ce respirați. Vreți să vă dați jos, că după aia o să zipați când aveți loc. Gata. Da. Hai. Nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa am ca mine. Am 20 kg și n-au loc. Da. El comentează în continuare. Ei, v-am pupat.